Citeam zilele trecute în revista Lumea Satului un articol cu titlul Biblionet scontează pe 5 milioane de internauți. Monitorul de Suceava a scris și el despre a doua rundă de implementare și derulare a programului Biblionet. Biblionet la Băbeni și Horezu, scrie gazeta Impact Real, un săptămânal vâlcean. Ei bine, dragi ascultători, am căutat să vedem ce este acest Biblionet și am aflat că este un program național ce se desfășoară sub genericul Lumea în Biblioteca Mea. Întregul program național reprezentând una dintre cele mai importante investiții pentru facilitarea accesului public la internet și construirea unui sistem durabil de biblioteci publice moderne în România. Biblionet are o valoare totală de 26,9 milioane de dolari, este finanțat de Fundația Bill și Melinda Gates și se derulează pe o perioadă de 5 ani prin Fundația International Research Exchange Board, prescurtat IREX. Doamna Drăghici este specialistă advocacy, se ocupă de programul național Biblionet din partea Fundației IREX. Doamnă Drăghici, aș vrea să ne spuneți, dacă știți puțin din istoricul acestei donații, ce anume l-a determinat pe celebrul Bill Gates să doneze această sumă, iată, aproape 30 de milioane de dolari, bibliotecilor României? A fost un proces de selecție, la drept vorbind, și s-a bazat foarte mult pe nevoia identificată în România pentru a aduce internetul oamenilor din România, considerând de la, pornind de la faptul că 64% dintre români nu au folosit niciodată internetul și accesul lor este foarte limitat la internet, mai ales prin biblioteci. Este vorba de fapt de o inițiativă globală care se numește Global Libraries și este finanțată de Fundația Bill și Melinda Gates și derulată de către ei în mai multe țări, nu numai în România, dar din această regiune a fost aleasă și România, în primul rând pentru a testa un model. Ce țări mai sunt de aici din zonă? Bulgaria, Polonia, Lituania, Letonia, Ucraina, sunt țările din jurul nostru care sunt foarte apropiate. Și toate beneficiază de sume atât de mari? Nu neapărat, și programele nu se derulează în fiecare țară în aceeași modalitate. La noi este prin Fundația IREX, este tot o organizație neguvernamentală. În alte țări se derulează direct prin rețeaua guvernamentală. Și este și în funcție de cum a fost conceput programul și cum a fost scrisă propunerea către Fundația Gates din partea Fundației IREX, care a scris o propunere foarte novatoare, a inițiat un model extraordinar cu totul și cu totul nou pentru România și pentru Europa Centrală și de Răsărit, și l-a testat printr-un proiect pilot desfășurat în decurs de 18 luni în 5 județe din România ca să vadă cum merge. Am lansat însă programul național anul trecut, pe 23 aprilie în 2009, chiar de ziua bibliotecarilor din România. Și s-a extins cu o viteză uluitoare, nu vine să cred, nu ne vine să credem, nici măcar nu am făcut așa tam-tam extraordinar pentru acest program, care nu este considerat deocamdată la justa lui valoare. Am mers cu pași mărunți, dar foarte siguri, să clădim bucată cu bucată programul, să avem întâi niște rezultate și apoi să ieșim în fața lumii și să le arătăm. Spun bună seara domnului director Paul Andrei Baran. Bună seara! Bună seara! Trebuie să le spun ascultătorilor că dumneavoastră sunteți directorul programului național Biblionet și bănuiesc că sunteți mândru de interesul stârnit în rândul comunităților locale, nu? Extrem de mândru, da. Haideți să vedem care sunt obiectivele acestui program. Știu că vorbiți puțin despre program până acum. Obiectivul, sau să zicem scopul programului, este să oferim publicul român, cetățen român, acces la informație, acces să aibă și să lua deciziile bazate pe informație actualizată la zi, acces la informații care poate să ajute cu diferite probleme. Asta este scopul programului major. Obiectivele ca să ajungem la acest scop este să furnizăm biblioteci publice în România, 1600 biblioteci cu dotări, cu calculatoare,
și să formăm bibliotecarii ca să ajute publicul. Asta, să zicem, este baza din ce facem noi. Am înțeles, acele calculatoare vin însoțite și de programele de care au nevoie? Da, vin, acum lucrăm în mai multe fronturi cu softul. Microsoft donează totul ce înseamnă Microsoft Office cu toate licențele și sistemul de operare. Eu știu că și de la Microsoft vine și enciclopedie în carta și un soft de matematică, dar noi suntem acum în dezvoltarea unui parteneriat cu Intuitext, care este o subdiviziune al Softwin, o firmă românească de soft. Se donează și ei softul de educațională pentru copii, ca să existe și la biblioteci publice după școală programe de educaționale și care sunt recunoscute de Ministerul Educației. Și acum suntem aproape gata să finalizăm și cu ei un parteneriat. Atât am vrut să adaug, că este important să știi că gândim și mai multe laturi pentru publicul. Iată, oamenii se duc să lucreze pe calculator și aleg și câte o carte din bibliotecă. Dacă aleg câte o carte din bibliotecă, mă gândesc că poate leagă și o conversație cu cineva pe care până atunci îl știa, poate din vedere, localitatea mai mică, mă rog, lumea se cam știe pe acolo, dar iată, în comunitate, relațiile puțin parcă se schimbă, nu? Exact. Asta ați sesizat este. Lucrul acesta? Am sesizat și asta datorită bibliotecarelor și bibliotecarilor, care în primul rând își schimbă propriul comportament, își schimbă mentalitatea, pentru că atâta acces la informație îți schimbă categoric mentalitatea, îți lărgește orizontul, ce să mai vorbim. Și atunci pornește practic totul de la ei. Chiar aș vrea să o citesc pe doamna Deborah Jacobs, care a și declarat la dezbaterea pe care am avut-o la Ministerul Culturii. Pentru ca biblioteca publică să fie într-adevăr kilometru zero al comunității, fiindcă asta a devenit, bibliotecarii trebuie să învețe să-și promoveze serviciile și să fie mândri de profesia lor. Dar acești oameni care n-au lucrat, unii poate trecuți de 50 de ani, n-au lucrat în viața lor pe calculator. Iată, acum învață să lucreze pe calculator și învață să învețe și pe alții. Da. Cum se descurcă? Cum sunt românii? Sunt deschiși? Învață repede să lucreze pe calculator? Da, sunt foarte repede, curioasă. Foarte repede, extraordinar se descurcă, chiar dacă mai au de trecut niște hopuri, că este normal. Dar pot să vă dau un exemplu concludent. Prima bibliotecară care a inaugurat primele servicii moderne într-o bibliotecă anul trecut pe 25 noiembrie, în localitatea Ognele Mari, din județul Vâlcea, Violeta, a fost extraordinară. E bibliotecară de 38 de ani. Mai are un an până la pensie. Vă imaginați în ce moment al vieții ei a început ea să învețe să lucreze pe computer și să învețe și pe alții. Este fantastică schimbarea pentru ea. Și n-a abdicat nicio clipă, chiar dacă ea a fost puțin teamă și că nu o să facă față. Ba uite că face față și a este fost ambițioasă. Fantastică. Extraordinar. Și ce să spun, că sunt și alte doamne care fac lucrul ăsta, că sunt sau nu sunt bibliotecare, cele care lucrează în biblioteci sau vin pur și simplu din comunitate. Țin minte că îmi povestea chiar Monica despre o doamnă care a vrut să-și facă un filmuleț pe YouTube mulgând vaca, pentru că era atât de mândră că brusc are acest acces extraordinar la și informație. A făcut și filmulețul? A făcut, sigur că da, a făcut. Deci da. Este pe YouTube, este, vedetă, învațații, este vedetă, da. Cum se schimbarea procedează? Este foarte, este mare, este majoră, pur și simplu. Și începe și, într-adevăr, bibliotecarii sunt lideri de opinie într-o comunitate. Ei vor schimba comunitățile împreună cu autoritățile publice locale.